prima dată deschideți capacul de la scrumieră, bun, apoi apucați cu ambele mâini din partea aceasta, buza aceasta de la schimbător, bun, împingeți înspre voi, înspre spatele mașinii și trageți în același timp în sus, iată, bun, apoi împingeți un pic către față ca să treceți de aceste cleme, vedeți, sunt niște prinderi în plastic și pe partea aceasta, haideți să vă arăt și pe partea aceasta, care sunt, iată-le, vedeți, sunt alte două prinderi, cum pe laterale nu sunt, nu o deprinde pe laterale. Va trebui să ridicați de tot manșonul, bun, și deconectați această mufă. Dacă nu a fost desfăcută până acum, o să iasă mai greu. Iată, vedeți, trebuie să apăsați pe această clemă, trebuie să apăsați pe aici sau pe aici, cum vă e mai ușor. Bun, va trebui să ridicați de plasticul acesta, vedeți că aveți, are o ureche aici și va trebui să împingeți, să-l împingeți, să ridicați, ca să nu mai țină. Vedeți că are una aici, asta e prinderea. Bun, și mai e una pe față. Desface și pe aceasta de aici. De aici, ca să, vedeți, să fie cât mai sus acest. Ia uitați cum stă acum, e liber. Nu mai ține nimic. Bun, deci trebuie să fie ridicat după ce desprindeți. Vezi două prinderi, una în față și una aici în spate. Apoi va trebui să desfaceți acest capac din partea dreaptă a nucii. Vedeți aici? E un capac. Bun. Desfacem cu o spatulă din plastic. Desfacem plasticul acesta din capăt. Îl duceți pe lângă el și scoateți-l în exterior. Iată, acesta e. Vedeți cum vine? Treceți schimbătorul de viteze din parking în neutru sau drive, vedeți care din ele vă permite să blocați butonul. Haideți să-l împingem să iasă din. Iată, plastic negru, nu știu dacă se vede foarte bine. Dacă împingeți de buton și nu vă rămâne blocat în exterior, să iasă complet și să rămână acolo, atunci va trebui să folosiți o șurubelniță dreaptă și subțire ca să împingeți acea tijă metalică din interiorul nucii de pe suportul acela albastru indicat cu săgeată roșie. După cum se vede, mă împing în spate către partea stângă a mașinii, vedeți? Nu știu dacă se vede foarte bine. Vedeți acolo, în interiorul bucății de plastic albastre. Bun, l-am împins cu ceva, că nu se retrăgea, nu se dădea, nu ieșea de pe acel plastic albastru în momentul în care trăgeam de buton. După aceea să-l eliberăm. Iată. Iată, vă zicem de partea aceasta, vedeți bucata aceasta din plastic. Dacă butonul nu rămâne blocat în exterior, în momentul în care îl împingeți din interior, atunci va trebui să introduceți ceva subțire și o șurubelniță dreaptă și să scoateți din gaura aceasta. Ca să scoatem manșonul, să îl desprindem de partea aceasta cromată, vedem, avem aici 4 prinderi. Avem una, două, aici trei și asta e a patra. Vedeți, 4 prinderi, iată-le aici. Bun, și ca să le desfacem, va trebui să folosiți o șurubelniță dreaptă ca să scoateți prinderile de aici. Dacă vreți să schimbați doar nuca sau doar manșonul, apoi va trebui să desfaceți partea aceasta, să introduceți șurubelnița dreaptă
prin aceste orificii și să împingeți partea aceasta în exterior. Vedeți că va trebui, aceasta rămâne, doar bucata aceasta din plastic de jur împrejur va trebui scoasă în exterior, va trebui să apăsați și pe aceste prinderi și pe aceste prinderi ca să scoateți bucata aceasta din plastic. Ca să-l instalați înapoi, montați manșonul pe bucata aceasta cromată, pe plasticul acesta, îl prindeți în, vedeți că aveți aici prinderile, le prindeți, bun, prima dată prindeți siguranța, e cel mai bine să prindeți siguranța dinainte, vedeți, bun, am prins-o așa, apoi ea va trebui dată jos ca să blocheze, vedeți, dar prima dată o împingem de tot cât mai mult în sus, bun, să stea așa, cât maxim în sus, apoi o introducem în poziția aceasta. Îl împingem, trebuie să vedeți butonul apăsat. Bun, puneți siguranța la loc, apăsați pe ea. Iată, să fie cât mai jos. Bun. Stă bine. Bun, haideți să vedem dacă ne-a intrat cum trebuie. Iată. E exact unde trebuie. Bun, dar vă dați seama în momentul în care apăsați pe buton, dacă nu merge, e clar că nu a intrat cum trebuie în acel plastic albastru. În momentul în care introduceți nuca schimbătorului pe levier, va trebui să fie scos în exterior, adică să fie blocat, sau, în cazul nostru, nu a stat blocat în exterior, va trebui să împingeți coșul beniță dreaptă și subțire, acea clemă care intră pe suportul albastru, să o împingeți înspre exterior și apoi atunci apăsați și pe nucă să intre complet pe levier. Montați mufa înapoi. Bun, și apoi montați plasticul în prima dată în spate, iată, și apoi în față. Bun, după ce ați montat, puneți și capacul din partea dreaptă de la nucă. Dacă aveți și alte sugestii de tutoriale cu Volkswagen, scrieți-i în secțiunea de comentarii de mai jos. Dacă acest video v-a fost de ajutor, nu uitați să dați un like, un subscribe și să comentați sau îmi puteți da un super thanks.